Haide să fie și cu bonjour. Mai băieți, în viață, cum spuneam, tot timpul trebuie să fii corect. Să zic eu, dacă ar fi fost sau să fie pentru mine mașina asta, eu o știam să merg cu ea, poate mai mergea 10.000, 15.000 de kilometri, poate mai bine, depinde cât la drum lung, nu avea nicio problemă. Dar am vorbit cu omul meu care o cumpără și i-am zis, băi, omule, hai bă, dacă tot am muncit și ăla și alea să o facem ca lumea, îi desfac pompa de injecție, are o anumită uzură, că vedeți voi, deci totul pleacă de aici. Ăsta e vreo 60 de euro, bine, că tot i-am facturat aici la omul ăsta. El e un filtru magnetic care toate impuritățile metalice, toată și chiar din motorina nouă, el le ține acolo. Vedeți? E un magnet care nu mai trece nimic ce e metalic. Bun, particulele metalice se depun pe capul hidraulic, pe paletuțele alea pe acolo, că nu le-am cu pompa de injecție. Cu alea, în schimb, am găsit niște băieți de treabă, profesioniști, mecanici independenți, am luat legătura și azi, că de-aia, nici n-am mai mutat galeria, o să-i dau astea jos și să încep să demontez pompa și să-l trimit la băieți, foarte respectuoși, foarte, adică profesioniști, să vede omul cum, știi, eu îi urmăresc pe YouTube și asta e. Cum e vorba aia, costă cât costă, dar nu puteam să-i dau mașina omului. Mie îmi plăcea, bun, să vă spun sincer, eu mai am încă două jeepuri, cu unul o să rămân până la urmă, dar asta e deja, mi-a dat omul un cont. De fapt, e matriculat pe numele lui, să spun. Și i-am spus, băi, mai pun și eu de la mine, pun și eu, pui și tu ceva și îți fac o treabă ca lumea tot. Că e păcat de mașinuța asta. Da, aia tot vorbeam de corectitudine. De? Și probabil că într-adevăr, acum nici nu mă gândesc la chestia asta, că mie îmi place mașina, că rămân cu una din celelalte. Este că aici e mai complicat decât credeți voi. O persoană m-a și împrumutat, probabil că de-aia nu știu dacă eu cred în, nu cred în ghinion, dar cred în oameni care aduc ghinion, să spun, că să vă spun sincer, aș fi preferat să zic să nu mai o cumpăr ca asta și să nu fiu nici, să zic eu, în stilul meu de a mă implica, m-am implicat prea mult și probabil că, v-am spus, pozitivitatea mea a fost anulată de alții care, nu știu, parcă, știi? Dar parola e parola, demnitatea e demnitate, înțelegeți? Să zic, mașina asta nu mai era, o vindeam pe aia, am bănuțul și mă ocupam de ultima mea. Adică ultimul ăla de 3 porți, rămâneam și cu gogoașa asta care asta trebuie să o matriculez prin Franța. Mașină ieftină, dar bună, cum a zis ăla, mă rog, s-a investit în ea, distribuție schimbată una alta, deci tot timpul trebuie să ai cel puțin două mașini. Una mai micuță, una mai mare. Acum că asta am turbo, niște revizii bazice, să spun, filtre, ulei, și de aia o să mă ocup de aia imediat și o să o bag în vânzare. Ori pe asta, uitați, turbo pe aici, parcat. Ori pe asta o să o păstrez, ori pe dânsa, care și asta e turbo. E deja nou-nouț, veniți, uitați-mă. Nici n-am desfăcut... Nici n-am desfăcut cartonul. Înțelegeți? Turbo nou-nouț.
În rest are distribuție, adică lanțul schimbat, injectoarele nu sunt schimbate, de aia. Pompa e bună, turbo îi lipsește la asta și de aia vă zic. Haideți că vă las, hai, o zi bună, ceau, tot la munte, tot pe ambianță, arrivederci.